Ia uitați aici ce restaurant cu... Se ia așa cu o felie de pâine și cu un pic de piveliște. Am ajuns în Old Town. Old Town din frumoasa noastră insulă, Koh Lanta. Alegeți tot în soare. Băi, oameni buni, deci de nicăieri așa a început o ploaie de n-am putut să mai înțelegem. Ați mai văzut așa ceva vreodată? Jucăm aici biliard, bem o bere. A 99 de bați. Arată bine. Ne place tare mult Koh Lanta. E așa mediu, așa destul de rural. A sosit mâncărica așa cu o priveliște minunată spre apus. Bună dimineața. Ne-am început ziua cu un pic de explorare. Am tot zăbovit un pic, am zis că nu știm exact cum va fi vremea. A și plouat un pic, dar acum arată bine și cum avem scuturul închiriat, vrem să mai explorăm puțin zona. Am și prelungit șederea aici cu fabulosul preț de 450 de bați pe noapte, adică asta înseamnă vreo 12 euro și un pic. Bine de tot, bine, bine bungalow de tot. Bungalow de lux cu room upgrade. Bungalow, da, de luxe cu room upgrade, de super deal ce am prins. V-am spus, o să vă lăsăm și linkul în descriere. Bineînțeles că prețurile variază în funcție de sezon. V-am spus, acum suntem off-season. Da, și variază și de contul vostru de booking. Că eu am cont Genius și pentru că am luat multe cazări și am mereu discounturi, upgrade-uri. Așa este, dar puteți să aveți o referință. Domnule, au fost niște prieteni de noștri aici și au plătit 450, știi? Și de acolo plecați cu discuția. Da, deci iată, să arată bine. Chiar am luat 2 zile de cazare pentru că a fost așa treaba. Și de aici mai vedem. Am folosit și o strategie de discuție în negociere, dar vă povestesc mai pe seară că ne grăbim să luăm trașcaleta, că vine frontus atmosfericus. Ia uitați aici ce restaurant cu... Se ia așa cu o felie de pâine și cu un pic de piveliște. Oi, oi, oi! Ce de ranghe! Ce de ranghe în junglă! E un restaurant? Asta este avantajul de a fi turist în extra sezon. Suntem efectiv singuri. Da, evident, suntem noi și ne-am făcut niște prieteni din Germania cu care suntem aici, ne-am întâlnit de la hotel, nu știu dacă vi-am amintiți din zilele de ieri. Ne-am făcut și prieteni și suntem aici. Hello. Am filmat un moment împreună când am părăsit taxiul și ne-am împrietenit. Da, și acum luăm masa împreună. Și iată a venit și mâncărica. Pataiul clasic. Aici cu priveliște. Hai că merge bine, merge, merge. Cum se prezintă? Bun. Super. Ne place că oricum am comandat același lucru ca și prietenii noștri. Am mers pe o rețetă dublă de patai și clar nu ne putem sătura de acest peisaj minunat. Am ajuns în Old Town, Old Town din frumoasa noastră insulă, Koh Lanta, unde suntem noi, oamenii care lucrează pe aici și un câine, neam de husky, cred că e ceva. El este ghidul nostru astăzi, are un mers jucăuș, dacă îl urmăriți pe spate așa când se aruncă, are un mers din ăsta cu covrigul în coadă, îl vedeți ce mers are. Și da, deci pare că s-a deschis centrul orașului pentru noi. Nu există țipenie de turist, nu există niciun fel de înghesuială pe aici. Ne-am luat doar un câine de companie. La coada aflu știu cine e. El este cel care ne va conduce pe aici și ne va arăta împrejurimile Koh Lantei Old. Nu putea fi și el puțin mai mic? Putea fi și mai mic, numai că a mâncat prăjitură cu carbit când era mic. Aici sunt și zonele de retragere, de unde se întâmplă să mai ajungă apa. Deci casele sunt la aer. Oamenii se bucură să ne vadă, pentru că normal nu prea
Sunt mulți turiști pe aici. Bine, este clar, e cum e. Clar este dulăul de companie. Cred că o să-l țin în brațe pe scooter până acasă, că îmi place de el. Nu. Ai o problemă dacă îl luăm la cazare? Pe câinele flâștiucăriu? Mă, ce căldură e. Este și căldură, evident, să vizitezi nu este ușor. Pentru cei care urmăresc aceste materiale de acasă, de la aerul condiționat, vă asigurăm că e bine. A plecat bine. A plecat dulăul, s-a dus. Ce să faci? Uite aici artizanat. Avem artizanat din nou. 100 baht show. Eu așa am văzut. 100 baht show în loc de shop. Și numele restaurantelor sunt foarte faine. Shine Today. Hello. Shine Today, da? Deci strălucește astăzi. Foarte faină treaba. Deci este un fel de centru vechi unde poți să găsești o grămadă de chestiuni drăguțe. Eu tot filmez motoreta asta, că nu-mi iau ochii de pe ea. Așa. Pe aici putem să mai vedem și alte restaurante, diverse amplasamente. Hello. Mâncărică peste mâncărică. Probabil că seara arată mai interesant pe aici după ce se lasă căldura. Și dacă nu va ploua mâine, să vedem, mâine fiind weekend, vom revizita această zonă pentru a vedea cam care este treaba cu seara, că va fi și ceva festival aici, am înțeles, în weekend. În weekendul acesta. Thai craft beer. Interesting. Hello. Yasmin, ce aici? Thai craft beer. That's the girl. Deci ce vrea să fie? Bere, bere, dar ce-a vrut să spun autorul? Cum se face berea? Craft. Va trebui să revin eu să fac o mică verificare acolo care e treaba cu berea și cum se întâmplă să fie făcută, că mie îmi suna bine. Aș bea o bere acum, sincer, e cam cald. Măi, dar eu v-aș lua o pălărie. Ia-și mea pălărie, trăiți iar ție. Ce ți-a pălărie? Lasă-mă că suntem pe buget. Termină cu pălăriile, merge așa cu mânuța. Să se meargă cu mâna la ochi. Oh, uite, ți-am găsit pălărie, ia. Hello. Auzi ce pălării mari. Super mari. Super, super, super mari. Deci cam asta este treaba cu centrul vechi, nu prea e foarte mare, e micuț, câteva baruri pe aici, pe acolo. Și clar, o să revenim un pic mai târziu, pentru că este incredibil de cald acum, abia poți respira. Ia uite, aici au și păsărele, nu prea îmi place mie când le văd așa ținute. Sunt săracele chinuite așa la colivie. Avem peruși, ce avem pe aici? Deci, speak English? Nu, dar mie îmi pare rău să le văd aici la colivie, dar ce să le faci? Sunt... Ia uite-o și pe asta. Hello! Uite și aia de jos, ce frumoasă e albastră. Oh, dar ce am găsit noi aici? Iată ce... Templu așa frumos no, aici. Miroase pește. Miroase pește pentru că suntem în mijlocul apei. Dar peștii nu sub, cum e vorba, peștii nu pot sub apă că sunt acoperiți sau? Nu mă, peștii pe sub apă nu pot. Așa, peștii pe sub apă nu pot. Iată un superb templu. L-am găsit aici pe marginea apei. Cu dragoni. Super fain. Deocamdată avem parte de un reflux destul de zdravăn. Aceste restaurante cu siguranță că au seara parte de o priveliște minunată când apa va ajunge până la nivelul stâlpilor. Când vom reveni aici, cu siguranță că totul va arăta mult mai spectaculos. Deocamdată ne bucurăm de ceea ce avem acum și revenim. Revenim când se mai lasă un pic căldurica asta și când urcă și apa, să ne bucurăm seara de priveliște. Cumpărăm un litru de benzină, se pune la
Sticluță, pam. Aici este rastelul cu sticluțe. Se toarnă așa la la pâlnie. Ok, thank you. Thank you very much. Dorian peste tot. Nu e Dorian, e Durian. Durian, pardon. Aha, că Dorian e la fel țepos. Ananas de toate aici. Foarte bun. Mâine o să și încercăm, nu-i așa? Da. Ne-am oprit și pe drum să luăm o nucă de cocos, așa tăiată la mijlocul de șoselei. 35 de bați. Nu e prea mare, dar este suficientă. Partea drăguță este că e și rece. Deci ne-a întrebat doamna dacă vrem să o... E și recică. Să vedem cum o carăm noi pe trașca rețică. Alege și tot în soare. N-ai vrea tu o schimbare de look? Mergi pe un clasic, așa, a? Mamă, e jacherie, căluță. Căluță, ești chelios? Jur. Da? Vai de capul meu. Eu filmez, căluță, dar îmi tremură mâinile de emoții. Da? Faci? S-a ajuns la tăierea moțului. Se taie moțul acum. Wow! You look like David Beckham. You look like Alex from Romania. După tuns, am fost și la market să ne luăm niște cafea și matcha. Și mare, mare surpriză, a început mare ploaie. A trebuit să ne adăpostim aici undeva. Băi, oameni buni, deci de nicăieri așa a început o ploaie, dar n-am putut să mai tregem. Ne-a prăpădit un pic, dar stăm aici un pic și vedem cum trece. Un apus superb. Ce? Deci am ieșit să vedem apusul și fix lângă locația noastră, dar de locația asta. DJ-ii cu masă de biliard și aici. Oh my god. Ah, și e și mâncare acolo. Și aici e grădina interioară și așa stai și... E un fel de... Sticky rice. E un fel de... cort, așa. Welcome! Uite, ești un chicken barbecue. Da, n-arată prea rău. Uite cum arată cadrul. Ați mai văzut așa ceva vreodată? Ai mai văzut așa ceva? Suntem disperați, mă arată. Sara corectă, Yasmin vădește la telefon. Almost! Almost! Și cam aici biliard, bem o bere. Your turn! Iar puțin pe Alex, că mă joc biliard. Hello! Vorbești! Bună seara, bine v-am găsit! Uite, vorbeam chiar acum cu Yasmin
și făceam calcul, nu știu de unde ne urmăriți videoclipurile, dar cel puțin în București. Stai că acum m-am uitat și mai bine la preț. Adică vrei să-mi spui că 5 kg de orez costă 14 lei? Da. Deci e un festival cu vedere la mare, cu mâncare. Mititei de Thailand, dar ceva deosebit. Nu uita să dai subscribe, hai și un comentariu, fie și un like.